Ultimele 5 partide din play-off, reușim oare să câștigăm titlul? Hai să vedem. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Avem astăzi un nou episod cu rapidulețul. Din păcate, nu știu cum am făcut, nu știu cum am reușit, dar episodul pe care l-am filmat ieri nu am putut să-l editez, pur și simplu videoul a fost rupt și nu am putut să-l folosesc. Nicio problemă, îi dăm înainte, azi aruncăm o privire peste rezultate să vedem ce s-a întâmplat în primele 5 partide din play-off. Am început cu un 1-0 cu CFR Cluj, doar 2-2 cu UTA am simulat acel meci. După simulăm și cu Farul și facem un 0-0, câștigăm 2-1 la Botoșani, ne impunem 2-0 cu FCSB și 1-0 semifinalele Cupei României. Astăzi vom avea cu CFR Cluj în deplasare, acasă cu Botoșani, după mergem la Constanța, în deplasare cu FCSB, finala Cupei României cu FC Argeș, surpriză mare, și vom termina acest sezon cu UTA Arad. Avem 2, 4, 6 partide și astăzi vom încerca să acoperim cât mai multe meciuri. Vom încerca să și simulăm ceva meciuri. Foarte important cum plecăm în acest episod. Dacă vom reuși să câștigăm acest meci cu CFR Cluj, ne duce la 6 puncte de FCSB și se simplifică totul pentru noi în acest sezon. Hai să mergem la meci, vom juca tot meciul cu CFR Cluj. E foarte important să nu pierdem, foarte important să câștigăm și să mărim din nou avansul la față de FCSB. Hai să mergem la meci. Derby foarte important, ne deplasăm la Cluj, jucăm cu CFR și dacă vom reuși să ne impunem în acest meci, cred eu că în proporție de 90% suntem campioni în Superliga. E clar, ne așteaptă un meci dificil, mă aștept ca CFR să vrea să ne pună probleme, să încerce să ne încurce, însă noi ne dorim foarte, foarte mult să ne impunem, să majorăm avantajul și să ne facem acest final de sezon mult mai simplu. CFR Cluj, locul 4, plecăm noi favoriți, însă știm că nu va fi foarte, foarte ușor. Hai să ne concentrăm! Desface pe Onea în partea dreaptă, Matias Kite, Dugancic. Liber în partea stângă, Alex Moțan. Alex Moțan caută colțul lung, prinde Scufelt. Că din prima la Malele. Pasă mai departe pentru Păun. Urcă Vito acolo în partea stângă, Camora, Vito din nou pentru Păun. Trece acolo foarte ușor, prinde însă Horațiu în doi timpi. În prima repriză, o prima repriză dificilă, o prima repriză în care am avut o situație bună, rest CFR-ul a stat foarte, foarte bine, mă chem mai mult, CFR-ul a avut o situație destul de bună de a deschide scorul. 0-0 după primele 45 de minute, să încercăm să ieșim la atac mai mult. A treilea corner pentru CFR. Tot noi acolo, la Ștefan. Hai Duca. Parează Camora, Deac pentru Burcă, Burcă încearcă acolo o pasă, nu reușim să respingem cum trebuie și Orațiu intervine. Ce greșeală a făcut acolo Iacob, trebuia să o deranjeze din mână, însă m-am complicat și putea fi 1-0 pentru CFR. Centrare, pe Ștefan respinge de acolo, Burcă recuperează, vine Paponu să nu blochează. Urcă din nou pentru Ciprian Deac, scoate Horațiu Oloan. Situații foarte mari pentru CFR Cluj, dominație totală în acest meci. Scoate pe la Boateng, Roger mai departe pentru Vec. Situație din nou foarte dificilă la poarta lui Horațiu, scăpăm și de această dată. Se termină. Meci foarte dificil la Cluj, meci în care suntem dominați copios de CFR Cluj, însă reușim să scoatem un punct. E bine că nu pierdem, e bine că majorăm avansul față de FCSB și rămânem acolo pe prima poziție. Avem cu stângul doar un egal cu CFR Cluj, avem noroc însă că FCSB se încurcă din nou și
În acest moment avem 4 puncte. Dacă impunem cu Botoșani în Giulești, putem să ne ducem la 7 puncte de FCSB. Vom simula acest meci, să sperăm că băieții noștri vor scoate un rezultat doar de egalitate. Malat a deschis scorul, Sefer a egalat, Petar 2-1 și Sefer, minutul 84, egalează doar 2-2. Două șanse ratate de a închide sezonul de Superliga. Nu reușim să ne distanțăm față de FCSB și de data asta câștigă. Vin la 2 puncte cei de la FCSB și noi avem acum meci cu Farul. Voi încerca să... Nu știu ce să mai fac, să simulez, să nu simulez, să jucăm. Hai să simulăm. Simulăm și meciul ăsta cu Farul. Da, foarte importantă victoria asta, pentru că deja aveam presiune mare din partea FCSB-ului. Reușește Duganzici să marcheze și ne aduce 3 puncte imense. 2 etape rămase în Superliga. Avem derby cu FCSB. În acest moment, 5 puncte peste FCSB. Ne impunem chiar și un egal. Cred că ne ajunge să fim campioni în Superliga. Vom juca acest meci, bineînțeles, intrăm cu titularii. 4-3-3 FCSB. Abia aștept să vedem dacă reușim să aducem primul trofeu din această serie. Hai să mergem la meci. Cel mai important meci al sezonului, finala campionatului. Ne impunem, suntem campioni în Superliga. Dacă nu reușim să câștigăm, cred eu că mai are FCSB-ul o șansă, însă chiar dacă va câștiga FCSB-ul acest meci, cred eu că nu avem cum să pierdem campionatul. E aproape imposibil să nu devenim campioni în această etapă, însă jucăm în deplasare, jucăm cu FCSB-ul, de văzut dacă jucătorii noștri se vor ridica la un nivel foarte important. Am început foarte greu acest episod cu 2 egaluri, meciul cu CFR nu a arătat așa cum ne-am fi dorit noi, am suferit, am fost dominați la acel meci, însă trebuie să ne regrupăm la acest meci cu FCSB și să scoatem maximum. Hai să aducem primul trofeu în Giulești din această serie. Dulca. Și să blocăm acolo, Ejuma. Ejuma trece acolo în bandă, întoarce la Haruț. Reprimește Ejuma. Haruț are spațiu bun aici de centrare, însă retrimite la Ejuma. Ce ocazie pentru FCSB. Practic nici n-am reușit să atingem mingea la această fază. A pasat foarte bine trupa lui Diga. Sefer accelerează, însă e blocat foarte ușor de Radunovici. Pasă în adâncime pentru Popescu. Atent, Horațiu. O ocazie la poarta noastră. Țan nu-i atent și pierde acolo în fața lui Haruț. Ejuma, șut pe lângă poartă. Început foarte prost pentru trupa lui Ted Lasso, dominați total de FCSB în primele 15 minute. Ejuma desface în partea stângă, vine acolo Radunovici din nou. Ejuma pentru Popescu. Horațiu e senzație și prinde 2 timpi. Ștefan. Pasă pentru Alex Moțan. Alex accelerează acolo și trece foarte ușor de Haruț. Alex Mățan intră în suprafața de pedeapsă. Alex Mățan în fața porții! Matias Kite deschide scorul. Ce acțiune reușește Alex Mățan! Superb! Reușim să deschidem scorul în 22 și în acest moment e liniște pe arena națională. Se apropie și Madar Rapidul de primul trofeu din acest sezon. Nu e un șut foarte bun al lui Matias Kite, trimite pe mijlocul porții, însă Târnovanu ajunge târziu acolo și 1-0. Bu! Stoica. Bun, Matias reușește să blocheze, să rămâne Stoica la minge. Pasă pentru Omrani! Excelent, din nou Horațiu. Ce intervenție are portarul nostru, o intrare urâtă aici. Hai, prietene, asta vă ce cartonaș oferă aici. Alex Mățan luat pe sus din spate, doar cartonaș, dar bineînțeles. Alex.
Sează din nou Alex Mățan, Duganțic pentru Radu. Se toace cu fața Radu. Mai departe pentru Duganțic și să nu prinde colțul lung. Ce ocazie aici de a face 2-0. Foarte bună acțiune, însă Duganțic în unghi, greu, nu prinde poarta. Din nou Juma pentru Dulca. Se face în partea stângă la Radunovic Popescu. Popescu ține bine de minge. Mai departe Ejuma în fața porții și Stoica face 1-1. Nu facem 2-0 și FCSB-ul dă lovitura. Foarte ușor desfăcuți acolo în banda dreaptă, nu reușim să ne apărăm, nu reușim să ne închidem și până la urmă mingea ajunge în fața porției, nu avea cum să rateze Stoica din poziția aia. A foarte ușor depășit aici Săpunaru după foarte, foarte simplu golul ăsta, defensiva noastră făcută șacmat. Săpunaru, Iacob, mai departe Onea, are spațiu bun aici să avansez. Joacă mic cu Matias Keitel, mai departe Radu pentru Marco Duganțic. Cum ai putut să ratezi prietenele de acolo? Căuta vinclul, să se duce pe lângă poartă, se termină prima repriză 1-1. Meci foarte echilibrat, meci dificil, se vede că este finala campionatului. Încă 45 de minute să ne desprindem pe tabela. Omrani. Excelent din nou tackling-ul Antonio Sefer. Și știe acolo să treacă. Joacă în centru cu Duganțic. Vine Juma și recuperează. Radunovic. Dulca pentru Ejuma. Stoica. Întoarce la Ejuma din nou Stoica. Omrani. Deschide la Popescu. Ce situație. Scoate foarte bine din nou Horațiu. Foarte bine dus atacul de FCSB. Scăpăm însă. Secută Popescu. În zona primei bări. Și șutrea cu capul. Horațiu se întinde și scoate. Ocazie după ocazie la partea noastră. Nu mai reușim să ne apărăm. Corner după corner vom trece să mergem. Accelerează. Sefer joacă cu Jason Papo. Preia Jason și atacă poarta, însă n-are cu cine, este singur-singurel. Papo joacă în centru cu Matias Kajt, mai departe Antonio Sefer. Sefer intră în suprafața de pedeapsă, însă se întoarce. În centru Papo, mai departe pentru Matias Kajt, scoate Târnovanu. Foarte slab șutul din poziție, foarte bună. Iacob. Jason Papo și caută poziție de șut. Jason Papo, șut destul de slab, prinde Târnovan de jos. One. Pierde în fața lui Omrani. Poate fi o situație dificilă aici, pentru că suntem descoperiți. Pasa lui Omrani pentru Popescu. Mai departe Stoica. Din nou Popescu, vine Onea și închide la timp. Onea avansează. Joacă în centru cu Matias Kajt. Matias așteaptă susținere. Papo mai departe pentru Marco. Marco Duganțic se... Da! Da, Marco! Excelent! Dăm lovitura minutul 89. Nu vine să cred că ratasem în prima fază. Nu vine să cred. Mi-am așezat acea minge. Am vrut să o dau cu stângul la colțul lung. Până s-a căcăit Marco. Uite-l și tu, uite-l și tu. A dat cu dreptul până la urmă. Se încurcă însă acolo fundașii FCSB-ului. Și Marco Duganțic marchează cu poarta goală. Să vină titlu, să vină titlu, să vină titlu în Giulești. Și s-a terminat! Suntem campionii Super League! Rapidulețul câștigă titlul pe terenul FCSB-ului. Ce poate fi mai frumos? Cu atât mai mult, minutul 89, dăm lovitura. Bum! Cât de frumos! Cât de frumos se termină acest sezon pentru noi. Nu știu dacă vom primi trofeul, probabil că nu, însă ce e cel mai important este că
reușim să aducem titlul în Giulești. Campione, campione, ole, ole, ole. Pentru că niciodată un trofeu nu este de ajuns, putem să-l aducem și pe al doilea. La finala Cupei României cu FC Argeș, nerevenit din punct de vedere fizic, un pic mai obosiți cei de la FC Argeș, ceea ce ne poate da nouă un avantaj. Hai să facem dublă. Un trofeu pus pe masă, un nou meci important. Putem face dubla la numai câteva zile după ce am devenit campioni în Liga 3. E un meci foarte important, cred eu că suntem peste FC Argeș, cred eu că putem face dubla, cred eu că putem aduce și cupa în Giulești. Din păcate, vreme nu tocmai plăcută, vreme urâtă. Vedem parcursul nostru, am trecut de voluntari, Chindia și Farul Constanța în semifinale pentru a juca această finală cu FC Argeș. E clar că în cu prima șansă, însă trebuie să-i tratăm serios pe cei de la FC Argeș, pentru că oricine poate pune probleme, în special când joci la Ultimate. Hai să ne concentrăm. Constantin joacă lung, e acolo Săpunaru și blochează Radu. Are culoare, se întoarce, pasează cu Matias Kite. Matias Kite încearcă poarta, însă nu prinde poarta. Poziție destul de bună, șut în diagonală, însă un pic prea tare. Portarul surprins acolo, însă are noroc că nu se duce pe poarta acest șut. Vedem o repriză. 0-0 la pauză. Nu e o repriză foarte reușită. S-a închis foarte bine cei de la FC Argeș. Ne-am închis și noi bine. Posesie dominată de noi, însă ne lipsește acolo ultima pasă. Hai să vedem dacă reușim să facem diferența în repriza. Calcan. Trece foarte ușor de Răzvan Onea. Revine Onea, nu reușește însă să se blocheze. Calcan scoate acolo înapoi. 1-0. Șervan, ce finalizare. Cât de ușor din nou depășit Săpunaru acolo, nu reușește să blocheze, rămâne mingea la adversar, scoate în fața porții, iar după șutul lui Șerban este imparabil, nicio șansă pentru Volațiu. 1-0 pe Argeș. Crepulia. Ștefan schimbă partea pentru Sefer. Vine la învăluire Onea. E primește Antonio Sefer în centru, mai departe Radu, liber Marco Duganții, ce scoate Stratul. Și să creăm și noi o fază, însă Stratul are o intervenție perfectă și ține FC Argeș în meci. Joacă scurtă, Mățan în fața porții pentru Radu, blocat însă șutul. Minge lungă, noi acolo reușim să respingem. Apo. Pune mingea jos și joacă cu Alex Mățan. Mățan schimbă partea foarte bine pentru Sefer. Sefer de prima la Marco Duganții. Ce contraatac! Marco egalează Veda Vela. Foarte bun acest contraatac, pase rapide, pase din prima, desfacem superb apărarea celor de la FC Argeș și reușim să egalăm. Acum 15 minute să căutăm golul victoriei. Foarte bună și pasa lui Antonio Sefer. Iar după Marco nu mai arată și reușim să egalăm 1-1. Păcat. Rainov. Atent, Ona interceptează. Sefer. Dă drumul la timp. Jason Papo urcă în dreapta acolo. Ona. Ona așteaptă susținere. Întoarce pentru Jason. Blocat însă de Marius Constantin. Greșește acolo însă, Costache, mai departe pentru Jason, 2 la 1, ce finalizare slabă a lui Jason Papo, asul din mâneca lui, atent, lasă-o, face din nou diferența, foarte bună recuperarea, foarte bun pressing-ul, greșesc cei de la FC Argeș, iar noi profităm și întoarcem scorul în favoarea noastră. Bună și recuperarea lui Costache, finalizarea foarte slabă, însă se duce unde trebuie, se duce în plasă, cu stângul din prima aici, a vrut să surprindă, se duce mingea printre picioarele lui Straton și e bum! Sestor.
Foarte aici. Excelent, Costache recuperează. Avem contraatac. Dugațic rămâne 1 la 1 cu portarul. Marco Dugațic pentru Papo și scoate strato. Doamne, cât sunt de penibil. De ce l-am dat eu la poartă? Să vină cupa, să vină cupa, să vină cupa în Giulești. Reușim dubla în numai o săptămână. Meci dificil, meci în care a fost conduși, însă reușim să marcăm două goluri în numai 6 minute, pentru 75 și 81, și aducem și cupa în Giulești. E dublă istorică, dublă foarte importantă. Deja trebuie să ne gândim de acum acolo la următorul sezon, să pregătim următorul sezon, să ducem echipa în Champions League. Hai să ridicăm primul trofeu al acestui sezon. Cristi Săpunaru se pregătește să ridice Cupa României deasupra capului. Superb final de sezon, reușim să o scoatem la capăt, chiar mai mult suntem neînviși până la de față. Sezon magnific, sezon care s-a terminat greoi, în pas bătrânește, pas greu așa, pas foarte dificil, însă până la urmă se termină perfect pentru noi și reușim să producem dubla în Giulești, să ducem trofee în Giulești în numai o săptămână. Încă nu am primit trofeul de Superliga de campioni, probabil ni se va acorda trofeul la finalul ultimului meci. O poză de grup merităm, e un sezon magnific, trebuie să ne bucurăm de acest trofeu. E perfect acest sezon pentru noi, mai avem un meci și îmi doresc să văd cum Săpunaru ridică și trofeul de campion deasupra capului. Vom simula acest meci și vom interveni pe final, aproape de minutul 90, pentru a arăta bucuria jucătorilor. E un sezon magnific, un sezon care se termină perfect pentru noi, reușim dubla și trebuie să ne bucurăm acum și de acest trofeu de campioni, pentru că ne-am chinuit destul de mult, trebuie să recunosc. Dacă jucam toate partidele din acest sezon, probabil era mult mai simplu, însă am simulat, am jucat unele meciuri și cele mai importante faze, doar cele mai importante faze, și s-a văzut acest lucru pentru că am suferit și am pierdut destul de multe puncte. Să vedem dacă reușim să spargem această nucă. 1-0, ulta, superb. Chiar nu mai contează acest ultim meci, doar așa pentru statistică să terminăm neînvinși și ar fi bine, dar cred că voi interveni la pauză dacă nu reușim să egalăm. Conduce pe Uta și nu sunt mulțumit. Și din nou al Utei iese peste poartă de data asta. Să egalăm aici Matias, Antonio Sefer, Crepuria, greșește însă pasa. O contraataca Lutei, se descurcă bine trupa din Arad, acolo în banda dreaptă Fruntașul, reușim să blocăm și să recuperăm, hai să plecăm pe contra Kite, Sefer, mai departe Aradu în stânga pentru Moțan, blocat destul de ușor. Am prea au fost ocazii mari pentru noi în meciul ăsta. Radu, foarte bună pasă la Alex Moțan în fața porții. Și Dugațic reușește să egaleze înainte de pauză. Se lasă un pic liniștea, era un pic de presiune. Însă reușește Dugațic să calmeze spiritele. E foarte important să terminăm și ne învin și acest sezon. Ar fi cu atât mai important sezonul ăsta pentru noi. Se termină prima repriză, hai să vedem încă 45 de minute, să vedem dacă reușim să dăm golul victoriei. Domină Uta posesia în momentul de față, mai multe ocazii, noi am avut o singură ocazie și am reușit să marcăm.
Bun, Iacob acolo interceptează. Da, Alex Mățan scapă în partea stângă, trece Mățan, Dugan țin și două în fața porții. A fost offside. Păcat de faza asta, arătăm o situație bună. O atac pentru UTA, blocăm șutul, Horatiu, intervenție foarte bună. O fază fixă pentru UTA, Horatiu prinde. Drumul repede pentru Sefer, pierde acolo Sefer. Foarte ușor în duelurile, 1-1 pierde. Ataca Lutei, Săpunaru să se descurcă perfect. Radu pentru Sefer, din nou Radu. Crepulia, Kaitis, Radu avansează, Kait Dugațic, scoate portarul celor de la UTA. Nou atac pentru noi, e Sefer, Kait combina acolo cu Sefer, e blocat Sefer, recuperează Dugațic, Mățan întoarce la Crepulia, Kait încearcă un șut însă peste. Să vedem mai puțin și se termină meciul. Suntem aproape de minutul 90. Contraatac. Radu rămâne 1-1 cu portarul. Radu, copilul nostru, reușește să facă 2-1 și intrăm, pentru că deja suntem în minutul 85. Avem și 2-1 pe tabelă. Da, a să ne bucurăm de trofeul Superligii, să ridicăm un nou trofeu deasupra capului. Trebuie să ne concentrăm, mai sunt 5 minute și UTA pare că vrea să pună presiune pe poarta noastră. Pătlăgică, foarte interesant acest nume al fundașului dreapta. Să bună pentru Paul Anton între linii, Ștal trece acolo cu jucătorul nostru. Reușește însă Iacob să blocheze. Sază Iacob, Mățan pentru Dugancic. Dugancic e luat pe sus de Kindriș, Ademi. Să în adâncime pentru Otele, să scăpăm, a fost offside și s-a terminat. Hai să ridicăm trofeul, am jucat în Giulești, am jucat în fața fanilor și merită să ne bucurăm de acest trofeu. Cât de frumos se termină sezonul în Giulești, în fața fanilor, cu un trofeu, ce poate fi mai frumos de atât, mai ales că am reușit să câștigăm matematic titlul în fața FCSB-ului în deplasare. Cât de frumos se termină acest sezon pentru noi și trofeul Superligii 1 vine în Giulești. Săpunaru se îndreaptă acum pentru a-l ridica deasupra capului. Bume! Bume! Bun sezon magnific, reușește Ted Lasso o dublă la primul sezon în România, o dublă foarte importantă, o dublă prin care ne dorim să construim. E clar, avem nevoie de jucători și mai importanți, jucători și mai buni pentru a ne bate cu cele mai bune echipe ale Europei în Champions League în sezonul următor. E clar, va fi un parcurs destul de lung până la grupele Champions League, însă am încredere că jucătorii noștri ne vor duce acolo la masa bogaților. Hai și cu o nouă poză de data asta cu trofeul Superligii, Rapid Super League Champions. Boo! Am atât pentru astăzi, sezon magnific, sezon perfect încheiat în Giulești, terminăm la 10 puncte de FCSB în Superliga, câștigăm două trofee în primul sezon, iar acum trebuie să ne pregătim pentru sezonul următor, sezon în care vom avea Champions League în Giulești. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod, prieteni, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!